S-a dat startul ediției din acest an a Cupei României la box pentru cadeți. La start s-au aliniat sportivi din întreaga țară. Printre arbitrii judecători se regăsesc și foste glorii ale boxului românesc. Unul dintre numele grele este cel al lui Valdemar Cucereanu, medaliat cu argint și bronz la campionatele europene, respectiv cu bronz la campionatul mondial. Sala sporturilor din Zalău este începând de ieri și până miercuri gazda Cupei României la box, competiție rezervată categoriei de vârstă cadeți. Competiția este organizată de Federația Română de Box și Clubul Sportiv Municipal Zalău, în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sălaj și Primăria Zalău. În urbea de la poalele Meseșului au ajuns 103 sportivi care se întrec la cele 17 categorii de greutate, iar printre participanți se regăsesc și 4 pugiliști de la Clubul Sportiv Municipal Zalău, antrenați de maestrii Ioan Pop și Ioan Dragoș. Printre sportivii cotați cu șanse la o medalie se regăsesc Bogdan Mierloi și Denis Stoica, cei doi pugiliști fiind medaliați cu bronz și la ediția precedentă a Cupei României. Cu șanse de a urca pe podiumul de premiere au fost cotați înainte de validări și proba cântarului și Gabriel Chichișan, respectiv Eduard Șerban. Eduard Șerban a fost extrem de norocos și va boxa direct în finala categoriei 59 kg, unde îl va avea ca și adversar pe Raul Bihari din Reșița, pugilist care a trecut ieri după amiază de Alexander Pârvan din Râmnicu Vâlcea. Tot ieri a mai urcat în ring pentru a boxa pentru un loc în semifinala categoriei 50 de kg, Gabriel Chichișan. Antrenat de maestru Ioan Popa, pugilistul de la CSM Zalău a trecut prin decizie la puncte de Samuel Cimpoeșu din Roman și și-a asigurat medalia de bronz, iar în semifinala categoriei se va duela pentru un loc în finală cu Andrei Mustet din Târgu Jiu. Singurii reprezentanți ai Clubului Sportiv Municipal Zalău care nu au încă asigurat o medalie la Cupa României sunt Denis Stoica și Bogdan Mierloi. Antrenat de maestru Ioan Dragoș, Denis Stoica a urcat ieri în ring și a boxat împotriva lui Eduard Crista din Pitești, pe care a reușit să-l învingă cu 3-0. Iar în această după-amiază urcă din nou în ring și boxează cu Cătălin Prispas din Râmnicu Vâlcea pentru medalia de bronz și un loc în semifinala categoriei 54 de kg. Tot azi urcă în ring și Bogdan Mierloi, care boxează pentru un loc în semifinalele categoriei 52 de kg contra lui Banderas Bădoi de la SCM Craiova. Pe lângă meciurile amintite, competiția mai programează azi și alte meciuri care asigură prezența în semifinalele competiției și o parte din semifinale. Marți sunt programate restul semifinalelor, iar miercuri sunt programate finalele la cele 17 categorii de greutate, unde CSM Zalău are deja un calificat pe Eduard Șerban.